Salut, prieteni, bine ați revenit la Auto la Test. Hai să vă arăt ceva, suntem la Brașov. Asta e mașina cu care suntem noi. Suntem într-o parcare publică. Hai să o și deschidem. Este nou Hyundai i30. Și după cum bine se observă, hai să vă și arăt totuși că vorbim de o mașină cu care noi am venit. Să vă arăt și bonul. Să vă arăt ce înseamnă efectiv bunul simț, da? Adică am venit la Brașov pe data de, se vede foarte bine, 28.9 și am plătit 6 lei. Nu știu acolo dacă se vede suma. Deci am plătit, bă, la 3 lei tarif, 6 lei. Deci am plătit 6 de lei pentru că este 3 lei pe oră, da? Din nou, să nu ziceți că suntem în altă parte a Bucureștiului, da? Noi fiind bucureșteni, suntem la Brașov și vreau să vă zic că, să fac un mic comentariu referitor la toți cei care comentează și zic că efectiv nu este ok să parchezi gratis unde vrei tu. Asta e mașina, este luată la partea noastră de mobilitate Hyundai Rohil.ro, evident. Este o mașină de demo, noul i30 facelift și am venit și am plătit parcarea. Deci dacă tu ești brașovean și vin București, te-ai mutat și nu ai loc de parcare și consideri, sau ploieștean, sau din Târgoviște, sau Suceava, Iași, Călăraș, de unde vrei tu, trebuie să plătești locul de parcare. Noi bucureștenii am venit în orașul turistic, a.k.a. Brașov, suntem, uite, pe strada Oltului, da? SC-PAP-SRL, nu știu, nu contează, e irelevant, există și un tonomat din ăsta digital. Am venit, am luat locul de parcare, l-am găsit, e bine că am găsit locul de parcare, am plătit 3 lei pe oră, am plătit 6 lei pentru 2 ore, am fost în centru, am mâncat, ne-am simțit bine și acum plecăm înapoi spre București sau la cazare, depinde în funcție de cine, sau în altă parte a României, da? Deci asta este toată chestia când vorbim despre parcări. Nu se poate să chiței și să faci scandal când vin București și nu vrei să plătești tu 5 lei pe oră. Că bine, 5 lei, nu 3 lei. Mai scump, capitală, da? Așa? Cu locurile albastre și te aștepți ca noi, toți bucureștenii, să plătim fără niciun fel de discuție atunci când venim în provincie și parcăm pe locurile primăriei, că nu sunt private, sunt locurile primăriei. Uite, mașinile astea pe care le vedeți voi aici sunt mașini și nu neapărat, uite, sunt și de Brașov, poate sunt și locuri rezidențiale. Doar că, bine, super, orașul este superb, se vede foarte bine, dar parcarea se plătește, așa că dacă ai venit în București și nu te aștepta să fie gratis moca să plătește parcarea, locurile numerotate, fiind, mai zic eu o dată, când vă duceți în cartiere în București, voi cei care nu sunteți în București, da? Au numere, înseamnă că sunt locuri de reședință, adică nu ai voie să parchezi acolo, da? Nu ai voie să parchezi, nu între ore, în interval, nu ai voie niciodată să parchezi acolo, pentru că mașina îți va fi blocată roata și îți vei primi o amendă, da? Locurile unde poate parca oricine, că ești de neamț, Brașov, București, Călăraș, Iași, sunt cele marcate albastru. Și locurile albastre sunt ale primăriei. 5 lei pe oră sau să faci abonament. Deci tu dacă ai venit din Brașov la București și vrei să-ți faci abonament, poți să-ți faci abonament pe locurile albastre. Fără niciun fel de problemă, abonament lunar, pe orice fel de loc albastru, pe strada X, în intervalul care îl vrei tu și unde găsești liber, adică nu este un loc nominal. Deci civilizația se confirmă. În Ardeal, noi toți bucureștenii venim, plătim locuri de parcare. Vrem ca și toți ceilalți care vin în București sau locuiesc în București sau muncesc în București și nu sunt născuți în București sau nu au case în București, să plătească locurile de parcare. Este atât de simplu. Trebuie să ne civilizăm ca popor, pentru că doar așa putem să creștem, să ne creștem nivelul de trai și nivelul de civilizație. Mulțumim!